Dacă în luna septembrie elevii cu medii sub 5 la examen erau trimiși direct în școlile profesionale, în acest moment, după zeci de discuții, proteste și procese în instanță, legea se modifică din nou. Proiectul de ordin care elimină obligativitatea școlii profesionale pentru elevii cu medii sub 5 a fost finalizat de Ministrul Educației. Documentul prevede o singură condiție pentru elevii care vor să urmeze liceul: să fi susținut examenele evaluării naționale de la clasa 8-a. În luna septembrie, vestea că elevii cu medie sub 5 la examenul de evaluare vor fi repartizați direct în școlile profesionale au scandalizat și șocat întreaga țară. De atunci, zeci de proteste, atât din partea profesorilor cât și din partea elevilor, au luat amploare. Ba chiar elevii unui liceu din Constanța au deschis un protest pe acest subiect. Astfel că luna noiembrie aduce o altă surpriză pentru elevi. Legea se modifică, iar proiectul de ordin care elimină obligativitatea școlii profesionale pentru elevii cu medii sub 5 a fost finalizat de Ministerul Educației. Am primit un proiect de ordin de ministru prin care se va modifica metodologia de admitere la liceu și articolul 2 aliniatul 10, care impunea elevilor care iau sub nota 5 la testarea națională să fie repartizați direct la profesională, se va abroga. Cât de mult contează acest lucru pentru elevi și pentru sistemul de învățământ? În primul rând, învățământul trebuie să fie accesibil tuturor elevilor. Nu putem să-i condiționăm de această medie 5, ei trebuie să participe la examen, la testarea națională. Profesorii spun că era normal ca acest proiect să fie schimbat, întrucât era considerat ca fiind o discriminare între elevi. E o măsură binevenită, e o măsură care corectează o decizie anterioară luată în pripă și fără a stabili, fără a fi însoțită și de alte măsuri care se referă la pregătirea elevilor, la dotarea școlilor, respectiv a școlilor profesionale. Poate că în viitor vor fi măsuri care cumva să delimiteze admiterea la liceu față de admiterea la profesională, dar consider că în momentul actual este o decizie binevenită a Ministrului Educației. Documentul prevede o singură condiție pentru elevii care vor să urmeze liceul la prima repartizare computerizată după evaluarea națională din vară: să fi susținut examenele evaluării naționale de la clasa 8-a.